n-au de mâncare, de medicamente, de leacuri. Adică sunt supuși genocidului. Au o pensie mai mică decât coșul minim de consum și statul cunoaște acest lucru și nu face nimic. Adică, de fapt, statul participă la genocidul propriului său popor. De ce ne-am propus să ajut aproximativ 300 de persoane? Ce costă ajutorul meu? Luând în considerație că pensionarii nu au bani astăzi să plătească avocați, eu o să organizez toate cheltuielile asupra mea și voi achita avocații pentru ca să-i reprezinte instanța de judecată și să cerem de la stat ceea ce de fapt el este obligat prin articolul 47 a Constituției, unde scris clar că statul este obligat să ia măsuri că, pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, și bunăstarea lui și sănătatea lui, familiei lui, prinzând hrana, îmbrăcămintea, îngrijire medicală și precum toate serviciile comunale, adică sociale. Noi, de fapt, statul e obligat la pensionari să dea un trai decent, nu numai la pensionari, și la copii, de fapt. Eu acum m-am axat pe pensionari. Un trai decent, dar noi instanțe vom cere, acum cerem de la Pavel Filip, de la guvernul, care au depus jurământul, au pus mâna pe Biblie, au depus jurământul că vă facem tocmai ce scrie în Constituție, îi obligăm și îi rugăm frumos să dea măcar minim de existență la pensionari. Toate că în articolul 47 sunt obligați să dea un trai decent. Pensionarii astăzi nu cer trai decent, măcar minim de existență, să nu moară de foame, să facă existență. Măcar 1000. Astăzi Biroul Național de Statistică, au socotit că minimum de existență pentru un pensionar din orașul mare cum este Chișinău e 1612 lei și 80 de bani. Dar asta nu e real, numai Termocom e 1300. Și vreau să vă spun altceva, dar dacă voi, coțelor, ați socotit că 1612